Ați făcut cafeaua? Urmăriți Antena 3 Vâlcea. Fii antenă! Mădălina va face cea mai frumoasă dimineață. Și trebuie să știți că ziua bună se cunoaște de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mădălina Mitu și vă dau întâlnire la o nouă ediție matinală. Continuăm frumoasa poveste, frumoasa lectură de istorie, pentru că și astăzi am revenit cu drag la Muzeul de Istorie. Țin să-i mulțumesc din suflet domnului director Claudiu Tulugea, pentru că ne pune la dispoziție toate cele trei muzee, Muzeul de Artă, Muzeul Satului și Muzeul de Istorie, unde spunem și astăzi prezent. Alături de mine este clar, fără doar și poate, arheologul Ionuț Tuțulescu, căruia îi spun bună dimineața cu drag. Bună dimineața! Ionuț, astăzi avem o lecție la fel de interesantă ca toate cele de până acum și astăzi vorbim despre cucerirea dacilor de către romani. Perioada romanilor, cum s-au organizat ei ca și armată, despre costumații, despre tot ce ținea de scutul acesta să ținem piept războaielor și să le facem față cu brio, nu? Da, vom vorbi în special despre armata romană, pentru că armata romană a reprezentat cea mai eficientă unitate de război din antichitate, din zona europeană. Perfect, Ionuț, dar până atunci vreau să invit pe ai noștri telespectatori să asculte prognoza meteo și revenim imediat în doar un minut și discutăm despre această frumoasă lectură, lecție de istorie, dar mai avem horoscopul, haideți acum să ascultăm vremea. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării valul de căldură va persista în intensitate mare în sudul, estul și parțial în centrul țării, unde vremea va fi caniculară cu disconfort termic deosebit de accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 31 și 40 de grade. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița între 8 și 15 grade, Masivul Cozia între 10 și 18 grade Celsius, Horezul între 18 și 27 de grade Celsius, Brezoi 18-27 de grade Celsius, Voineasa între 15 și 23 de grade Celsius, Câineni între 19 și 24 de grade, Băile Govora între 19 și 27 de grade, Olănești între 17 și 25 de grade, Călimănești între 18 și 27 de grade, Drăgășani între 20 și 28 de grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade Celsius. Gata, oameni buni, am aflat astăzi prognoza din județul Vâlcea. Sperăm cu vești bune pentru dumneavoastră, pentru cei care sunteți interesați să vă plimbați, să călătoriți, să mergeți în concedii sau să mergeți la muncă sau pur și simplu să stați acasă în pat și să vă uitați la matinalul Fii Antenă, dar nu doar din fața micilor ecrane, ne puteți urmări și de pe telefoane, indiferent unde vă aflați, fie că vorbim de concedii, de locul de muncă sau pur și simplu la plimbare. Dați pe Antena 3 Vâlcea live pe Facebook, vă mulțumim din suflet și vă așteptăm mesajele, distribuirile și comentariile acestea. Suntem live pe Facebook. Alături de mine este arheologul Ionuț Tuțulescu și vorbim despre o lecție foarte importantă ca toate cele de până acum și am ajuns la capitolul și lecția romanii, cum au cucerit, cum s-au luptat ei cu dacii și mai ales partea aceasta de organizare, plus multe alte, cum au venit ei pe teritoriul Vâlcii și nu numai. Nu, Ionuț? Da, nu greșești cu nimic. Armata romană a fost una, așa cum menționam și înainte, una cea mai eficiente armate romane. Probabil, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere militar, această armată antică a fost egalată doar de armata chineză. Dacă ar fi să facem o paralelă între modalitatea de organizare a celor două tipuri de armate, armata romană poate fi egalată doar de armata chineză pentru perioada antică. Perfect. Ionuț, haide să nu te mai întrerup și să intrăm frumos în această discuție și în această poveste frumoasă, istorică, despre această frumoasă perioadă, dar înainte de toate mai avem o rubrică și anume horoscop, dragii mei. Nativii berbec ar trebui să-și petreacă mai mult timp cu cei dragi, mai ales că sunt bine aspectați în plan familial. E posibil să organizați un eveniment, să împărtășiți o veste importantă sau să primiți una.
Taur. Taurii trebuie să-și folosească șarmul ca să obțină ceea ce își doresc. Puneți-vă calitățile în valoare care vă fac unici și nu mergeți pe premiza că vă poate lua cineva locul. Gemeni. Gemenii se pot îndrăgosti astăzi, iar stelele vă susțin în toate demersurile care implică sentimente de iubire. Nu vă fie frică să vă exprimați emoțiile. Pentru raci nu sunt recomandate investițiile, așa că ar trebui să mai aștepte puțin. Axați-vă pe familie și organizați activități care nu implică cheltuieli. Leu. Leii ar trebui să fie atenți la ce spun persoanele din jur și mai ales la detalii. Ați putea primi un sfat care vă va schimba percepția asupra unui lucru pe care nu știați cum să-l gestionați. Fecioară. Nativii Fecioară trebuie să fie atenți la cuvinte, însă la cele pe care chiar ei le folosesc. Ați putea răni foarte ușor o persoană dragă și nu vreți să vă încheiați săptămâna cu un conflict. Norocul le surâde balanțelor. Dacă până acum nu erați sigure de anumite afaceri, veți avea parte de schimbări, mai ales în ceea ce privește partenerul sau echipa, iar succesul va veni mai repede. Dragostea se face simțită în cazul scorpionilor, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care se află în relații. Sunteți mai copilăroși astăzi, ceea ce nu este rău deloc. Săgetător. Săgetătorii ar trebui să privească partea plină a paharului, totul va decurge excelent, indiferent că vorbim de carieră sau de iubire, dar doar dacă nu veți da curs cuvintelor răutăcioase. În schimb, capricornii sunt avantajați în comunicare. E posibil să întâlniți persoane care să vă influențeze într-un mod pozitiv și nu neapărat în plan relațional. Vărsătorii pot reacționa impulsiv în cazul în care sunt refuzați. Întrebați-vă dacă nu cumva această schimbare este în avantajul vostru. Iar peștii ar putea răni prin cuvintele pe care le folosesc. Nu vă lăsați conduși de orgoliu, în special în relația cu familia și cu cei dragi. Ei, oameni buni, am revenit aici la Muzeul de Istorie, unde alături de mine, pentru cei care ați deschis televizoarele puțin mai târziu, este arheologul Ionuț Tuțulescu și discutăm despre frumoasa lecție de istorie, despre romani, cum au cucerit romanii și cum s-au luptat cu dacii. Ne va lămuri Ionuț într-o lecție extraordinară astăzi la matinalul Fii Antenă. Așa că, Ionuț, vreau să ne povestești despre viața soldaților, cum este viața unui soldat și nu numai, toată această lecție astăzi într-o ediție foarte frumoasă. Spre exemplu, armata romană întotdeauna după extinderea Romei începe să fie împărțită în două mari categorii, și anume armata legionară, care era formată doar din cetățeni romani, și armata auxiliară, în rândurile acestei formațiuni, intrând populațiile cucerite, datorită faptului că dacă participai în armata romană și în special în trupele auxiliare, când erai declarat veteran, primeai drepturi cetățenești, ceea ce însemna că erai egal din punct de vedere social și economic cu cetățenii romeni, fiindcă aceasta era un avantaj. Și dacii noștri, după cucerire, au făcut parte din trupe auxiliare. Spre exemplu, dacii noștri au format trupe de elită care au fost trimise în zona Egiptului, trupe de elită care au fost trimise și în zona Marii Britanii, și anume în zona zidului lui Hadrian, dar și în Egipt, și în Siria, și în Maroc. Ce este foarte important? Armata romană, după ce cucerea un teritoriu anume, înrola forțat sau benevol populația autohtonă de acolo în aceste trupe militare, le pregătea din punct de vedere tehnic și militar după armata romană, dar aceste trupe nu erau lăsate în zonă și erau trimise la o distanță mult mai mare față de zona de maștină, din ce cauză? Fiindcă se dorea să se evite o anumită răscoală sau războaie cu populațiile pe care armata romană le cucerise. Mă întrebai despre viața din armata romană. Era foarte grea. Să ne imaginăm că un cetățean roman intra în armata romană undeva pe la vârsta de 15-16 ani și stadiul militar era undeva între 20 și 25 de ani. Undeva pe la 42-45 de ani de zile. Bineînțeles, dacă aveai norocul să trăiești în urma atâtor războaie care erau în acea perioadă, erai declarat veteran, primeai din partea statului roman un lot de pământ, primeai o sumă de bani foarte importantă,
copiii, soția cu care te căsătoriți cel mai probabil în perioada în care tu îți satisfăcusei stadiul militar, primeau cetățenie romană, iar aceste drepturi erau stipulate printr-o diplomă militară semnată inclusiv de împărat și de consolii Romei din acea perioadă. Spre exemplu, să facem o imaginație foarte, foarte simplă, și anume faptul că armata romană era organizată pe două sisteme foarte bine puse la punct, și anume infanteria și trupele de cavalerie. Trupele de cavalerie purtau numele de alae. Aceste trupe de cavalerie erau foarte puține ca număr și întotdeauna ajutau trupele de infanterie. Spre exemplu, o legiune romană în perioada împăratului Traian era formată din 5.600 de persoane. Din aceste 5.600 de persoane, unitățile de cavalerie nu depășeau undeva între 400-600 de soldați care luptau călare. De asemenea, când se pleca într-o expediție, pedeștrii sau soldații care luptau perpedes erau obligați să meargă undeva între 25 și 30 de kilometri pe picioare. După ce parcurgeau această distanță, staționau, își fortificau amplasamentul și numai după aceea puteau să se odihnească. Armata romană era foarte bine pusă la punct și, în special, conducătorii armatei romane dădeau dovadă de o rigurozitate foarte, foarte amplă. Bineînțeles că în această unitate militară și în fiecare unitate militară existau metode de pedepsire dacă un anumit soldat nu respecta sau nu asculta de conducător. Cam, care erau aceste pedepse, Ionuț? Deși mi-este teamă să întreb, dar am această curiozitate să aflăm cum erau pedepsiți cei care nu își îndeplinau sarcinile sau care îi trădau sau mai știu eu, sau când îi prindeau pe cei din, cum se numesc, din daci sau ce le făceau? Erau mai multe modalități de pedepsire a unui soldat roman. Cea mai importantă metodă de pedepsire era aceea de lovire cu un baston. Spre exemplu, centurionul era un conducător a unei cohorte, cohorta fiind o unitate militară formată din 100 de oameni. Ei, acest centurion, pe lângă echipamentul militar aferent, întotdeauna purta la el un toiac din viță, viță de vie. Vița de vie era o plantă nobilă și foarte importantă pentru societatea romană. Iar dacă soldatul nu respecta anumite comenzi venite din partea centurionului, era lovit, bineînțeles, chiar și uneori cu sălbătice, cu acest baston. O altă pedepsire foarte importantă era decimarea. Ce înseamnă decimare? Spre exemplu, o cohortă poate să fie o cohortă principală, ceea ce înseamnă că avea peste 1000 de oameni, dă dovadă de lașitate într-o bătălie. Romanii fie se retrag, fie câștigă această bătălie. După bătălie se strânge toată armata. În fața armatei această unitate militară este scoasă în față, spre exemplu cum făceam noi careu când eram mici, și trupele militare erau organizate pe rânduri. Și numărul 10 la fiecare numărare era scos în afara unității militare și era executat. Deci tot rândul 10 era executat, următorul rând 10 era executat, iar unitatea militară era desființată și restul soldaților erau distribuiți la alte unități militare. Poveste e foarte înfricoșătoare, ca să zic așa, ce vremuri au trăit alții, dar dacă stăm să ne gândim, Ionuț, se spune așa că vremurile grele creează oameni puternici, vremurile ușoare creează oameni slabi. Asta este premisa pe care eu am învățat-o și observ că de la generație la generație cam totul se schimbă. Am dreptate. Ionuț, uite, avem aici în stânga noastră, în dreapta celor de acasă, ceva foarte interesant. Ne poți spune despre ce este vorba? Despre echipamentul militar? Pot să iau aceste piese și să-ți demonstrez eficacitatea acestora în bătălie.
Sigur că da, Ionuț, hai că sunt tare curioasă să vedem ce, cum era această, nu știu, ce aceasta de fapt, ce coiful acesta, mamă, arăți ca un adevărat războinic, Ionuț. Și de curând știu că ai participat și la un astfel de eveniment în care te-ai îmbrăcat în soldat. Ia-ți și acest coif, ia să-l vedem. Opa. Mamă, ce greu este. Păi ce să mai te lupți când nu... Ia să vedem. Da. Te lupți cu greutatea prima dată. Echipamentul militar era foarte greu pentru un soldat roman. Imaginați-vă că numai... o lorică segmentată, aceste o lorică segmentată, este o cămașă din zale formate din segmente, avea undeva între 20 și 25 de kilograme, foarte, foarte grea. Și da, am făcut parte acum o săptămână la festivalul Ficul la Cule și era foarte greu, imaginați-vă, eu îmi imaginez cu greutate acei soldați romani care luptau în special în zona Egiptului, în zona Africii, la ce călduri infernare erau acolo și ei erau echipați cu aceste echipamente. Vă dați seama, era foarte, foarte greu. Spre exemplu, aici avem un coif roman, un coif care și-a făcut apariția în echipamentul armatei romane după primul război daco-roman. Și anume, sunt câteva piese care își fac apariția după primul război din anul 101-102 și anume este această apărătoare din spate, pentru că până în anul 102 această apărătoare nu exista. Din ce cauză? Dacii noștri aveau o armă de temut și anume falxul, acea spadă despre care am vorbit data trecută, încovoiată și foarte lungă și astfel îți lovea soldatul în spate și îl decapita. Astfel că romanii au venit cu această apărătoare și pur și simplu falxul nu mai avea utilitate. Mai mult, dacii noștri cu acest falx îi scoteau soldatul roman cu lovitura falxului în coif. Iar romanii după primul război daco-roman au pus aceste tije în cruce pentru a stopa acel vârf perforant al falxului care pur și simplu scotea romanul din luptă. Mai mult, tot în urma războiilor daco-romane își fac apariția și aceste apărătoare de urechi. Ce este foarte important? Trăim într-o perioadă în care nu existau antibiotice. Foarte simplu, o rană foarte mică putea scoate din luptă un soldat și de regulă nu era foarte important să-ți ucizi adversarul. Era important doar să-l rănești, astfel că exista posibilitatea să fii rănit și să nu mai poți fi utilizat în altă bătălie. O altă piesă de rezistență din perioada romană este gladiusul. Aceasta este o spadă folosită la lupta corp la corp. Da, este foarte importantă pentru că în perioada respectivă, soldații romani și legionarii luptau doar corp la corp. Și anume, singurele lor lovituri erau acestea, de împuns și de lovit în zona picioarelor sau în zona gâtului după scutul adversarului. Această spadă este, din punct de vedere tehnologic, este o spadă mixtă. Și anume, așa cum am pomenit, la străpuns și la despicat. Este venită pe filieră celtică și a fost perfecționată de armata romană. Era probabil cea mai eficientă armă folosită de legionarii romani. Care mai erau, nu știu, aceste lucruri pe care le foloseau în apărarea lor? Scutul, ce mai aveau? Da, cum să nu, întotdeauna în partea stângă aveau un pumnal foarte mic numit pugio, pentru că, vedeți, aceste arme erau folosite în combinații. Spre exemplu, dacă adversarul reușea să scoată, să-ți ia scutul, foarte simplu îl atacai cu gladiusul, iar cu pugio, pumnalul foarte simplu, la lupta corp la corp era foarte des folosit. Mai mult, pe lângă aceste două arme,
Armata romană avea o sumedenie importantă de alte arme, cum ar fi sulița numită pilum, și anume această suliță numită pilum era foarte eficientă la lupta de la distanță. Pe lângă această suliță numită pilum, armata romană avea catapulte, avea arme numite scorpion. Ce era scorpionul? Scorpionul era o armă prin care se aruncau sulițe foarte grele la distanțe foarte, foarte mari. Mai mult, armata romană folosea material incandescent. Cu ajutorul unor vase de lut, se umpleau cu petrol și erau aruncate de catapulte la o distanță foarte mare și făceau chiar prăpăd în armata adversă. Mai mult, în armata romană avem detașamente de prăștieri. Spre exemplu, din insule Baleare existau trupe de elită care foloseau ca metodă de luptă praștia. Mai mult, toate trupele auxiliare din armata romană aveau metodele lor de a se lupta. Spre exemplu, galii aveau o metodă foarte importantă, și anume aceea de folosire a carelor de luptă. De asemenea, sirienii erau foarte buni arcași. Spre exemplu, în spatele nostru avem un castru roman. Da, care se află la Călimănești, mai exact la Căciulata, și arată această, nu știu cum să o numim, descoperire sau o chestie de istorie, ce ne mândrim cu ea, că și toți vizitatorii se opresc și fac poze. Da, este un castru ridicat de o trupă militară auxiliară, și anume de arcașii sirieni, și anume acești arcași sirieni erau numiți surii sagitari. Această unitate era o unitate de militară de elită a armatei romane și au ridicat acest castru numit castrul Arutela în perioada împăratului roman, și anume Hadrianus, urmașul lui Traian. De asemenea, armata romană știa foarte bine, prin cumpărare de oameni din armata adversă, care erau punctele forte ale opozanților, care erau punctele minus ale opozanților. Mai mult, întotdeauna armata romană, când pornea într-un război, știa configurația terenului, știa tot ce ține de geografia zonei, pentru că altfel nu pătrundea într-o zonă unde nu avea informații. Spre exemplu, ca să vorbim, un exemplu elocvent este dat de Cezar. Pur și simplu, Cezar pătrunde în zona Germaniei și aproximativ în 2 săptămâni de zile ridică dita mai podul peste Rin. Deci, pur și simplu, romanii și-au arătat puterea față de germanici prin ridicarea acestui pod. Germanicii, la rândul lor, au crezut că romanii nu sunt în stare să ridice acest pod. Cezar le-a arătat că poate să ridice acest pod, a pătruns în Germania, în zona unde era o armată importantă de germanici. Aceștia, când au văzut această desfășurare de trupe și traversarea Rinului de către soldații romani, s-au speriat, au fugit. Cezar s-a mulțumit, s-a retras și a desființat podul. Deci, pur și simplu, Cezar le-a demonstrat că Roma este Roma și nu se pot pune cu ei. Da. De ce se dedeau aceste lupte și bătălii și războaie între romani și daci, Ionuț? Totul ține de ordinul economic. Totul ține de ordinul economic. Spre exemplu, la sfârșitul secolului I, începutul secolului al II-lea, cei mai importanți opozanți ai Imperiului Roman au fost daci. Dar ce era foarte important? Dacia și regatul lui Decebal ocupa o zonă foarte bogată atât în metal prețios, cum este aurul, cum este argintul, cum este zăcământul de cupru, dar și sarea. Sarea, dacă ne uităm la ora actuală pe o hartă
a zăcămintelor din zona Balcanilor, cam lisește cu desăvârșire. Având sare, sarea care era un element important în perioada respectivă, chiar și acum, romanii și-au dorit clar să stăpânească aceste zăcăminte. Una este când faci comerț cu daci și cumperi la un preț anume sarea, alta e când tu deții acest zăcământ și poți face chiar tu profit. Așa este într-adevăr, când deții ceva și al tău, clar profitul este mult mai mare și nu faci pe intermediarul. Ionuț, vreau să ne povestești puțin acum despre latura aceasta, deci am vorbit despre romani, vreau să-mi spui cu soldații, cum erau ei ca și persoane, o viață, deci din, o zi din viața unui soldat. Bun, să facem un joc de imaginație. Spre exemplu, să ne închipuim că noi doi suntem doi soldați, doi soldați romani într-un în campus sau într-un castru roman. Bineînțeles, dimineața trezirea era foarte devreme, da? Cel mai important urma micul dejun pe care și-l pregăteau fiecare sau chiar aveau un bucătar al acestui castru. Zilnic făceai patrulare, pentru că aceste case erau puse la o distanță anume, astfel încât ambele trupe militare din cele două castre care erau apropiate să se unească la un interval al zilei și să aibă timp să se întoarcă seara în castru. De asemenea, zilnic soldații romani aveau exerciții militare, se învățau să folosească și să mânuiască alte tipuri de arme. Bineînțeles, seara romanii își omorau timpul între ghilimele cu jocuri de zaruri, cu jocuri de noroc. Serveau foarte mult alcool în perioada respectivă și lunar soldatul roman primea o soldă. Era în interesul armatei romane și al statului roman ca soldatul să primească soldă, dar această soldă să fie, cum să zic eu, folosită în sprijinul statului roman. Adică eu îți ofer bani, dar tu acești bani îi cheltui și banii îmi revin mie. Da. Adică cum îi cheltuia? Uite, m-ai făcut curioasă. Adică n-aveau voie să-și facă micile plăceri, trebuiau tot să investească în armată. Spre exemplu, cum aș fi eu un soldat roman și stau într-un castru, cum ar fi castrul la Buridava romană, întotdeauna pe lângă acest castru existau magazine cu alcool, existau magazine în care puteai să cumperi diferite produse și, ca o mică paranteză, știm că societatea romană era libertină și bărbații aveau drepturi să-și întemeieze o familie, dar nu știu dacă este bine să menționez ceea ce trebuie să menționez, dar pentru bunăstarea armatei romane existau anumite categorii de persoane pentru întreținerea, cum să zic eu, vieții unui soldat roman. Deci nu le dădea nici prea mult, dar nici prea puțin, nu le dădea nici prea multă libertate, nici prea puțină, cât să-i țină ancorați acolo să-și facă treaba foarte bine. Vreau să vorbim și puțin despre latura aceasta, deci am vorbit despre economie, am vorbit despre război, am vorbit despre cum arată o zi din viața unui soldat, am vorbit despre vestimentația aceasta militară. Ce mai avem de punctat, Ionuț? Trebuie să menționăm faptul că trebuie să menționăm faptul că atunci când soldatul roman pleca într-o campanie, trebuia să plece cu el cu tot ceea ce avea nevoie. Spre exemplu, dacă pleca într-o campanie de război, în spate avea o furcă, așa se numește, și anume un băț în cruce, de care era legat echipamentul lui militar. Mai mult, în acest echipament militar aveai fâșii în caz că erai rănit și trebuia să te bandajezi, aveai anumite soluții, alifii, să zic așa,
în caz că tu erai rănit, aveai hrană rece, aveai vase din cupru sau din bronz prin care tu îți pregăteai hrana. Da, fiindcă, vedeți, armata romană parcurgea o distanță foarte mare zilnic și aprovizionarea era făcută foarte, foarte greu. Romanii erau dependenți de drumuri romane. Întotdeauna când pătrundeau într-o zonă, în spatele armatei romane existau trupe de geniști care se ocupau cu construcția de drumuri. Din ce cauză? Pentru că aceste drumuri erau foarte importante pentru aprovizionarea armatei romane. Să ne imaginăm, dacă lăsai o armată romană de 100 și ceva de mii de oameni fără hrană, la ce se ajungea? Uite, mai am o curiozitate. Eu nu stau și mă gândesc acum, vorbind de partea aceasta alimentară, de hrană, unde și o țineau ei hrana? Noi avem frigidere, dar ei nu se strica mâncarea? De regulă erau armatele erau însoțite de cirezi de animale. Da, erau însoțite de cirezi de animale, acestea fiind sacrificate zilnic pe moment și carne era folosită proaspăt. Mai mult, o altă tehnică de pregătire a hranei era aceea de carne uscată. După cum știm, carne era uscată, dată cu sare și astfel era folosită, fie prăjită, fie făcută un fel de supă sau terci, cum mâncau romanii. Și astfel armata romană era întreținută de către statul român. Am înțeles o poveste foarte frumoasă, Ionuț, astăzi, ca toate cele de până acum. Am plecat de la o epocă și am ajuns la o altă epocă și alte vremuri, cum s-ar spune. Ionuț, de final, pentru că nu mai avem foarte mult, știu că vom avea foarte multe emisiuni de făcut în această istorie, pentru această lecție de istorie și pentru această epocă a romanilor și a dacilor. Vreau să ne spui de final ce urmează pentru următoarea emisiune, pentru că astăzi am vorbit și despre partea aceasta de organizare a trupelor romanilor, dar și puțin al dacilor. Și vreau să ne spui în următoarea emisiune despre ce o să vorbim. Vom vorbi despre o lecție va fi despre urbanismul în Dacia romană. Vor vorbi despre Ulpia Traiana Sarmisegetuza, vor vorbi despre Buridava romană, vor vorbi despre Drobeta, vom vorbi despre modul de organizare a unui oraș roman, de asemenea vom vorbi despre societatea romană, vom vorbi despre drepturile femei în societatea romană, vom vorbi despre modalitățile prin care statul roman își păstra influența în oraș, și anume prin băile romane, prin spectacolele din anfiteatre. Vom vorbi despre anarhia militară, vom vorbi despre retragerea romană din Dacia, care au fost cauzele, care au fost efectele. Vom vorbi despre apariția tetrarhiei militare. Și ce este foarte important, vom vorbi și despre apariția și răspândirea creștinismului, care va duce la decăderea Imperiului Roman de Apus și apariția Imperiului Bizantin. Da, foarte multe de discutat și nu va fi doar într-o singură ediție, ci vom avea o serie de ediții referitoare la acest capitol, undeva la 4 emisiuni, așa că Ionuț, dăm voie să-ți mulțumesc din suflet pentru că și astăzi ne-ai învățat lucruri importante despre istoria noastră. Ca de obicei, dragii mei telespectatori, aduc în atenția dumneavoastră emisiuni și culturale, emisiuni despre istorie, emisiuni despre frumos, despre oameni frumoși, despre muzica populară, despre tradiții, obiceiuri, sănătate, sport, tot ce e mai frumos pentru dumneavoastră în fiecare dimineață la matinalul Fii Antenă, cu începere de la 7:15 cu Mădălina Mitu și astăzi a fost alături de mine arheologul Ionuț Tuțulescu. Mă înclin în fața dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția oferită și ne revedem și data viitoare cu o nouă ediție matinală. Toate cele bune, la revedere, vă pupăm!